Băi, tot ce înseamnă patiserie franțuzească mi se pare de pe altă lume, cum este și cazul acestei tarte tropezien, un desert statement cu aluat de brioche, jeleu și sirop de speură și o cremă muslin de vanilie. Sper să vă placă! Amestecați laptele cu mierea și drojdia până se dizolvă. Am folosit un mixer electric, dar în lipsa robotului, aluatul poate fi făcut și la mână. Amestecați făina cernută cu sarea și zahărul. Adăugați amestecul de drojdie, ouăle și gălbenușurile și frământați până când amestecul e omogen. Reduceți viteza robotului și adăugați câte o lingură de unt la temperatura camerei până e tot încorporat în aluat. Frământați la viteză medie încă 10 minute până când aluatul devine elastic și se desprinde de pe pereții bolului. În cazul în care frământați manual, ar fi nevoie de 20-25 de minute. Dacă nu sunteți siguri dacă aluatul a fost frământat suficient, puteți efectua testul fereastră. Dacă aluatul nu se rupe și se vede prin el, înseamnă că e frământat suficient. În caz contrar, mai insistați. Formați o bilă din aluat și lăsați la crescut o oră și jumătate, într-un loc călduț și, ca să fim foarte tehnici, de preferat nu mai mult de 28-30 de grade în încăpere. Odată trecute cele 90 de minute, frământați cât să scoateți aerul din aluat, formați din nou o bilă și lăsați la fermentat peste noapte în frigider. A doua zi, tăiați aluatul în jumătate. Aluatul ajunge pentru două tarte. Ungeți două inele de 18 cm diametru cu unt. Și tapetați cu zahăr brun. Formați o bilă din fiecare jumătate de aluat și lăsați la fermentat 2 ore într-un loc călduț. Ungeți cu un amestec de un ou și un gălbenuș cele două aluaturi de 2 ori. Presărați zahăr perlat. Coageți la 170 de grade, 35-40 de minute. Cerneți amidonul și făina. Adăugați zahărul. Ulterior, faceți amestecul cu gălbenușurile, puțin câte puțin. Încălziți laptele și vanilia la foc scăzut. Turnați peste gălbenușuri puțin câte puțin, amestecând constant ca să nu aveți particule de gălbenuș gătite. Totuși, ca să fiți siguri, când turnați amestecul înapoi în oală, puteți să-l treceți printr-o strecurătoare.
Coaceți crema la foc mediu până se îngroașă. După ce se îngroașă, fierbeți un minut amestecând energic. Și nu doar în mijloc, ci și pe margini. Luați de pe foc și adăugați 50 g de unt. Acoperiți cu folie alimentară și păstrați la frigider aproximativ o oră. Înainte să faceți amestecul cu untul, lăsați-o la temperatura camerei aproximativ 30 de minute. Folosiți un mixer și bateți crema ca să o faceți ceva mai aerată. Păstrați-o într-un bol separat. În bolul mixerului, bateți 190 g de unt la temperatura camerei. Atât untul, cât și crema trebuie să aibă aproximativ 20-22 de grade Celsius. Începeți să adăugați crema de vanilie în 4-5 etape. Din când în când, ștergeți cu o lingură de silicon pereții și baza bolului ca să vă asigurați că amestecul e omogen. Textura finală ar trebui să fie aceasta, să fie cât mai aerată, adică atunci când treceți cu o lingură prin ea, să aibă bule de aer. Pregătiți un poș cu un vârf de 2 cm diametru și transferați crema. Păstrați într-un loc rece 10-15 minute. Hidratați gelatina în apă rece. Încălziți la foc scăzut piureul de zmeură, apa și zahărul până aproape să fiarbă. Luați de pe foc și adăugați gelatina. Transferați într-un poș și lăsați la răcit la temperatura camerei minim o oră. Încălziți la foc scăzut piureul de zmeură și zahărul. Lăsați la răcit la temperatura camerei. Odată răcită, tăiați tarta transversal pe jumătate. Însiropați cu siropul de zmeură ambele jumătăți. Adăugați un strat de cremă muslin și nivelați cu ajutorul unei spatule. Continuați adăugând restul de cremă. Adăugați gemul din poș și zmeura proaspătă. Nivelați marginile și lipiți zmeura deshidratată. Ce am uitat să vă zic? În mod normal, înainte de coacere, se adaugă zahăr perlat. Dar nu am găsit pe nicăieri, am adăugat niște, să zicem, cristale de zahăr brun și chiar a ieșit mai bun așa, în cazul în care îi găsiți prin magazine. Ne vedem, ne auzim, hai pa!